Era o zi de vară. Soțul era în armată. Și ziua aceea m-a cuprins așa o întristare și mina n-a încheiat de nimic. A venit mama la mine și m-a întrebat, Lirea, ce-i cu tine? Și a spus, nu știu, mămica, am o stare așa și nici mie nu-mi place. Dar ce te frământă? Nimic, nu mă gândesc nimic, dar doar așa mă simt eu. Și atunci a fost că gândește la Domnul și hai să le rugăm. Am plecat și ne-am rugat în camera, în două. Și atunci, în timpul acela, am cugetat și am zis, Doamne, mi-aduc aminte câte lucrări ai făcut cu ființa mea. Mi-aduc aminte, Doamne, când mama mea mi-a povestit că după ce am născut, m-a născut pe mine, Domnul a vrut să mă duc acasă. De trei ori mama mea a avut lucrări prin vase deosebite, căci pe fiica ta, pe care o iubește mai mult, vreau să o duc acasă la mine, să o bag în corp îngeresc, pentru că am mare trebuință de ea. Și mama mea a stat în post și rugăciune și nu s-a lăsat. Și a zis, Doamne, nu mă voi lăsa până nu-ți vei schimba planul tău. Pentru că este amintirea vieții mele, Doamne, de când eu m-am întors la tine. Mama mea era însărcinată cu mine când ei, tata și mama s-au întors la Domnul. Și mama nu putea rezista acest lucru. Și de aceea, în timpul acesta, când eu cugetam, a venit o cercetare peste mine și tot așa la toate cântările care Domnul mi le-a dăruit. Prima dată venea melodiile și apoi cuvintele. Și acum vreau să pun și această cântare. Prin câte încercări voi trece, Doamne, și câte